comunității bulgare din sudul țării. Deja serviciul de informații și securitate de la Chișinău s-a autosesizat față de ceea ce presa a numit un complot filorus și a anunțat că va combate riscurile pe care le implică existența unor posibile grupări paramilitare adepte ale ideologiilor extremiste. Mircea Dascălu, corespondentul nostru, transmite de la Chișinău. Dacă partidele coaliției aflate la guvernare și un procent ușor superior din populație susțin... celor mai importanți lideri ai Federației Ruse, care cu diferite prilejuri au atras atenția asupra posibilității revizuirii relațiilor cu Republica Moldova în sensul înăspirii acestora dacă acordurile cu Uniunea Europeană vor fi semnate. În mai multe rânduri, autoritățile de la Chișinău au declarat public că negocierile în vederea semnării acordurilor au fost transparente și că niciuna dintre prevederi nu este îndreptată împotriva Rusiei. La solicitarea Radio Chișinău, analistul Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru politică.